Ruth chapter 1. Ruth capitolul 1. Begin reading at verse 19 through the rest of the chapter. Și începem cu versetul 19, pagina Bibliei 287. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau: Naomi, cea plăcută, este aceasta? Ea le-a răspuns. Ea le-a zis: Nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, adică amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai îmi ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și Nor Sarut, Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceritului Orzului. Brothers and sisters, this is the word of the Lord. Surori, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. God bless you, you may be seated. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă rog frumos, la loc. The last time I was here, ultima dată când am fost împreună cu dumneavoastră, și am avut o părtășie extraordinară. E bine de a vedea frații împreună. And I thank God that he is still the Lord. Mulțumesc Domnului că El este în control. The book of Ruth is an interesting book. Cartea Ruth e o carte foarte interesantă. It's a book that we often think about when people get married. Este o carte la care ne gândim când se căsătorește cineva. You know how it is. Știți cum este? Some little girl will stand at the altar. O fetiță mică stă la altar. And she'll look up at her husband to be. Ea se uită în sus la viitorul soț. And she'll say, "Honey, I'll go anywhere you want to go." Ea spune, dragul meu, mă duc oriunde vrei tu. And then we get a house trailer. Și după aia avem o casă pe roți. Moving our mother's backyard. Ne mutăm în spatele curții la mama. Ain't nothing wrong with that. Nu-i nimic rău cu asta. That's a good place to live. Un loc foarte bun de a trăi acolo. But you see, the scripture tells us. Știți că Scriptura ne spune. That Naomi said. Că Naomi a spus. To Ruth to stay in her country. I-a spus lui Ruth, stai în țara ta. And Ruth said, whether thou goest, I will go. Și Ruth i-a spus, unde te duci, tu mă duc și eu. And thy people shall be my people. Poporul tău va fi poporul meu. And your God shall be my God. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Now in the middle of all of this, și în mijlocul acestei scene, there is a story within a story. Este o poveste, o povestire în povestirea aceasta. For in this passage of scripture, pentru că în pasajul scripturii, you see there is great emphasis that's placed on names. O foarte mare importanță asupra numelor care sunt. There are certain names in the Bible that have significance. În Biblie nume care au o importanță. Do you remember they changed Abraham's name? Aminte, i-a schimbat numele lui Abraham. To Abram. Abraham from Abram. Din Avram l-a făcut Avraam. Because that means father of many nations. Acesta înseamnă tată la multe națiuni. And Isaac. Isaac. You know what Isaac's name means? Știți ce înseamnă numele lui? Isaac's name means laughter. Isaac înseamnă râs. And you would laugh too. Și dumneata ai râd de la de asemenea. If you was 100 years old. Dacă ai avea 100 de ani. And they said you were going to have a baby. Și ți-a spune, uite că vei avea un copil. Yes, you would. Ai râd și dumneata împreună. And so did Sarah. Și așa a râs și Sarah. And they named the baby Isaac. Și au dat numele râs. There's a story here. Este o povestire aici. The scripture says. Scriptura ne spune. I went out full. Am mers plin, am mers în belșug, zice ea. And the Lord had brought me home again empty. Domnul m-a dus înapoi cu mâinile goale. If I were to say today, dacă ți-a spune astăzi, have you ever gone out full? Te-ai dus vreodată undeva plin? And come home empty. Și ai venit înapoi gol? Has there been a time in your life? A fost vreodată un timp în viața dumneavoastră? When you were closer to God than you are today. Când ai fost mai aproape de Dumnezeu decât ești astăzi? Has there been a time in your life? A fost vreodată un timp în viața dumneavoastră? When the joy of the Lord was yours. Când bucuria Domnului era a ta. But today it seems astăzi, parcă nu mai este atât. The scripture says something here. Biblia ne spune ceva aici. The Bible tells us. Biblia ne spune. That there was a man whose name was Elimelech. Un om care numele lui era Elimelech. His wife's name was Naomi. Nevastă sa se chema Naomi. And they had two children. Aveau doi feciori. Mahlon and Chilion. Mahlon și Chilion. And the Bible tells us. Biblia ne spune. That there was a famine in the land of Bethlehem. A fost o foamete în țara Betleemului. Now may I say to you this morning? Dați-mi voie să vă spun din viața aceasta. There will be good times and bad times in your life. În viața dumneavoastră și timpuri bune și timpuri rele. There will be famines in your life. Vor fi și timpuri de foamete în viața voastră. There will be times when you have difficulties. Vor fi timpuri de dificultate, de greutate în viață. It's going to happen. Se va întâmpla lucrul acesta. You can't stop it. Nu putem opri lucrurile acestea. So the Bible says. Și Biblia ne spune. That during this famine. Că în timpul acestei foamete. That Elimelech moved his family. Elimelech și-a luat familia și s-a mutat. Down to Moab. S-a dus în Moab. Now this is something that seems really ridiculous. Și pare un lucru foarte ridiculos sau foarte surprinzător. How about this? Dar
Ascultați și lucrul acesta. Abraham's name means, numele lui Avram înseamnă, a father, Abraham means that he is a father of many nations. Înseamnă că el este tată la multe națiuni. But when you deal with the names here in Ruth, dar când iei numele și te uiți la ce înseamnă really în Ruth, devine foarte interesantă această istorie. Elimelech means, Elimelech înseamnă, God is my king. Dumnezeu e regele meu. How would you like to have a name like that? Cum ți-ar place să fii așa numit? Să ai God numele acesta? Is my king. Dumnezeu este regele meu. Naomi means, Naomi înseamnă, a sweet and a pleasant woman. O femeie dulce și plăcută. I don't want any of you men looking over here nodding your head, okay? Nu vreau cei bărbați să se uite aici și să dea din cap, așa? I'm going to ask you a question. Pentru că am o întrebare pentru dumneavoastră. How would you like to be married to sister sweet and pleasant? Cum ți-ar place să fii căsătorit cu sora dulce și drăguță? Not a bad marriage if you ask me. Nu e rea, nu-i așa? Brother, God is my king. Fratele, Dumnezeu regele meu. He's married to sister sweet and pleasant. E căsătorit cu sora dulce și plăcută. Now they got two children. Au doi copii. One boy's name is Milon. Unul este numit Milon. And the other boy's name is Chilion. Și celălalt este numit Chilion. Now there is a difference sometime in the Hebrew translation. Și uneori sunt diferențe în traducerea ebraică la ce înseamnă. But Milon means joy. Dar Milon înseamnă bucurie. Chilion means perfect. Chilion înseamnă perfect. Do you have any perfect children at your house? Aveți vreo copii perfecți acasă dumneavoastră? Ask your sister-in-law. She'll tell you the truth. Întreabă pe cumnată ta. Ea îți spune adevărul de copii. So here we have it. Deci aici avem. Brother, God is my king. Fratele, Dumnezeu regele meu. Married to sister sweet and pleasant. Căsătorit cu sora plăcută și dulce. They got one boy whose name is joy. Un băiat numit bucurie. And another boy whose name is perfect. Încă un băiat care e numit perfect. And they live in a town called Bethlehem. Și trăiesc în orașul numit Bethlehem. Now this is getting real long, I know. Acum asta devine tare lung povestirea aceasta. But Bethlehem means a city of bread. Înseamnă orașul pâinii. Are you ready for this? Ești gata pentru următorul? Brother, God is my king. Fratele, Dumnezeu regele meu, căsătorit cu sister sweet and pleasant. Sora dulce și plăcută. One boy whose name is perfect. Un băiat perfect. Another boy whose name is song. Bucuria. And they live in a town called a bakery. În orașul numit Brutărie. That's my kind of living. Așa trăiesc, aș vrea și eu să trăiesc așa. How you look at it. Nu-mi pasă cum privești, de unde te privești. E minunat să trăiești în felul acesta. Do you think this is an accident? Crezi că e o greșeală, lucrul acesta, o întâmplare? Nu, eu cred că Scriptura ne vorbește chiar prin numele. And they don't live in Tennessee. Și nu trăiesc în Tennessee. They live in Judea. Trăiesc în Judea. 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 Judea means praise the Lord. Judea înseamnă slăviți pe Domnul sau slavă Domnului. Are you ready for this? Acum următorul lucru, sunteți gata? Brother, God is my king. Fratele, Dumnezeu e regele meu. Married a sister sweet and pleasant. Sora dulce și plăcută. They got one little boy whose name is perfect. Care e numit perfect. One boy whose name is song. Care e numit song. Cântare, joy. And they live in a town called a bakery. Trăiesc în orașul numit Brutărie. And a state called praise the Lord. Într-un oraș sau stat numit slăviți pe Domnul. And you know what they did? Și știți ce făceau oamenii aceștia? They moved. S-au mutat. They couldn't take it. N-au mai putut să ia. Everything was too good. Era prea bun acolo. And they moved. Și s-au mutat. The first problem, they moved. Prima problemă a fost că s-au mutat. That's what the devil always tries to do. Dumnezeu, Satana încearcă să facă acest lucru. He tries to separate us from the body. Să ne separe de trupul Domnului. You know the parable of the banana, don't you? Știți pilda bananei? Yeah. The banana said, se spune de banană. If the banana would stick with the bunch, că dacă banana rămânea în restul cu grupei, it would never get peeled. Niciodată nu ar fi cojită, niciodată nu s-a dat coaja jos. It's hard to tell a joke cross-culturally, I'll tell you. E destul de greu să spui un lucru hazliu în altă cultură. But if the banana had stuck with the bunch, dar dacă banana ar fi rămas în grup, it would have never gotten peeled. Niciodată nu ar fi fost dată jos pielea. That's what happens. Asta se întâmplă. Because you see, the devil wants to calls us to have, not to have unity. Vrea ca să ne rupă unitatea. Can you imagine what could be done? Puteți să vă închipuiți ce am putea face? If God's people would stay unified? Dacă poporul Domnului ar rămânea unit. You know what I'm saying? Vă dați seama, știți ce spun? I got mad. Eu sunt supărat. They didn't sing the right song this morning. N-au cântat cântarea care am vrut eu. They didn't speak to me this morning. Nu au vorbit cu mine dimineața aceasta. They don't care for me now. Nu le pasă prea mult de mine. I didn't like what the preacher said. Nu mi-a plăcut ce a vorbit predicatorul. I'm leaving here. Eu plec de aici. That's what I mean. Exact asta. That's what they did. Exact asta au făcut. They left out of Bethlehem. Au ieșit din Bethlehem. Because there was a little problem. Pentru că era o problemă micuță. You're going to have problems. Sigur că vor fi probleme. You can't escape problems. Nu putem fugi de probleme. There were problems in Moldova. Erau probleme în Moldova. There are problems in Romania. Erau probleme în România. There are problems here. Sunt probleme aici. You can't outrun them. Nu putem fugi mai repede ca but problemele you have to noastre. Know how to deal with them. Dar trebuie să învățăm cum să lucrăm în ele.